Începutul secolului 20 este marcat de primul război mondial, o conflagrație ce lasă în urmă o lume profund marcată de impactul unor transformări fără precedent. Marele război avea să lase în urmă tragedii umane, traume colective, precum și o reconfigurare și o reorganizare a lumii întregi. Așadar, între 1914 și 1918, întreg teritoriul european este măcinat de război, iar Banatul nu face excepție. Banatul a avut un rol important în anii primului război mondial. În acea perioadă, regiunea făcea parte din monarhia dualistă austro-ungară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat și care a fost rolul acestui spațiu în prima conflagrație mondială, discutăm astăzi cu istoricul Vasile Dudaș. De la centrul de comandă al armatei germane până la locul în care avea să fie primită delegația americană, ce aduna impresii despre situația din Banat la 1918, astăzi, sediu al rectoratului Universității Politehnica, clădirea din centrul Timișoarei a adunat de-a lungul vremii o mulțime de povești interesante. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi, deci, ca să povestim astăzi despre importanța Banatului în anii primului război mondial. Da, după cum vedeți, suntem într-o clădire istorică din orașul nostru, care nu de mult a fost restaurată și care a jucat un rol important în anii primei mari conflagrații mondiale, deci multe evenimente s-au derulat în acest spațiu. La momentul acela, Banatul unde se afla? Nu era parte a României. În acei ani, Banatul era parte integrantă a Ungariei. Spațiul Banatului istoric era împărțit în trei comitate. Comitatul Timiș, care își avea reședința în orașul nostru, deci în Timișoara, Comitatul Caraș-Severin cu reședința la Lugoj și Comitatul Torontal, care era, își avea reședința la Becherecu Mare. Deci aceasta era spațiul bănățean în preajma primului război mondial. Care era la acel moment contextul la nivel european? În Europa erau două tabere militare. Deci, puterile centrale, din care și România făcea parte, încă din 1883, și era apoi puterele Antantei sau tripla înțelegere, unde Rusia avea tratat cu Franța și cu Anglia. Deci erau cele două blocuri militare bine constituite și a izbucnit scânteia. Moștenitorul tronului austro-ungar, arhiducele Franz Ferdinand, este asasinat la Sarajevo de către un naționalist sârb pe 28 iunie 1914. Ceea ce părea la început o criză minoră în Balcani avea să angreneze rapid blocurile militare europene într-un conflict ce devine mondial. Cred că este interesant cum a fost receptat acest eveniment în spațiul nostru. În memoriile sale, Caius Bredicianu, care se întorcea de la vie în după masa zilei de 28 iunie, deci el își petrecuse sfârșitul de săptămână acolo, s-a întors spre casă și era, după cum știm, bun prieten cu Valeriu Braniște, care era directorul publicației Drapelul, celebrului ziar Drapelul, care apărea la Lugoj. Și Bredicianu spune că acesta l-a strigat de pe fereastră și a spus: am o veste foarte importantă pentru tine. Valeriu Braniște l-a invitat în casă și Caius Bredicianu a fost informat despre tragedia de la Sarajevo. Iar discuția celei după-amieze dintre cei doi intelectuali bănățeni avea să se finalizeze cu o concluzie interesantă. Valeriu Braniște mi-a spus că în tot răul poate să iasă și ceva bun pentru noi, pentru români. Valeriu Braniște era unul dintre gazetarii bănățeni români care fusese întemnițat de mai multe ori de regimul austro-ungar, acuzat de spionaj în favoarea României.
Așadar, în Europa, în vara anului 1914, tensiunile scaladau cu fiecare minut. Forțele militare se conturau rapid. Pe de o parte, blocul puterilor centrale, format la început din Imperiul Austro-Ungar, Germania și Imperiul Otoman, iar de cealaltă parte, Antanta, cu principalele forțe, Imperiul Țarist, Franța și Marea Britanie. În perioada următoare, fiecare bloc militar avea să mai găsească aliați, astfel încât războiul se extinde la nivel mondial. În Banat, ca parte a monarhiei austro-ungare, sentimentele erau contradictorii și oscilau între îngrijorare și speranță. Cum era poziționată România, unde se poziționa și cum era poziționat Banatul ca parte a monarhiei austro-ungare? Normal, România, având alianță cu monarhia dualistă, a fost invitată prin glasul împăratului Francisc I, care i-a scris regelui Carol I, că, în conformitate cu acest tratat, să intre și România în război. A avut loc un consiliu de coroană, după cum știm, la Sinaia, și au ajuns la următoarea concluzie. Pentru moment, pentru că Austro-Ungaria a atacat și în tratat se specifica că sprijin din partea României va veni dacă monarhia va fi atacată, atunci, după discuții aprinse, s-a ajuns la declararea neutralității. Deci România s-a declarat neutră. De partea cealaltă, starea de necesitate impusă de autoritățile austro-ungare viza și Banatul, iar bărbații așteptau convocările de înrolare în armată. Se aplică oricărui rezervist din Landstrum, a cărui foaie de mobilizare îl obligă să revină sub drapeluri, la fel și orice bărbat al Landstrumului în vârstă de 37 de ani sau mai puțin. Așa suna partea decretului de mobilizare prin care 10.000 de bănățeni au fost nevoiți să-și părăsească familiile, majoritatea satelor confruntându-se cu depopularea forțată. Practic, acest lucru se întâmpla în toate regiunile Imperiului, armata austro-ungară fiind un conglomerat de 14 minorități naționale. Armata austro-ungară în această perioadă dispunea de 3 armate, practic. Deci, în primul rând, era armata comună. Timișoara era un centru foarte important militar. Aici era corpul 7 armata austro-ungară. De asemenea, era armata națională maghiară Honvedu. Aveam două regimente de honvezi în zona noastră, regimentul 8 honvezi Lugoș și 7 Vârșeți. Și era apoi armata națională austriacă Landwehru. Marea majoritate a bănățenilor, deci, au fost înrolați în cadrul corpului 7 armată și în cele două regimente de honvezi despre care am amintit. Realitatea de pe fronturile puterilor centrale arată un moral scăzut al soldaților, în principal pentru că se simțeau străini de cauza și miza conflictului. Multe dintre rapoartele militare surprind acest aspect. Din armata austro-ungară, austriecii și ungurii se bat bine, celelalte naționalități prost. Chiar și un articol apărut în presa elvețiană amintește acest fapt. Dezertorii austrieci, printre care se regăsesc mai mulți ofițeri de naționalitate sârbă și română, povestesc că mai multe cazuri de revoltă s-au semnalat în diferite garnizoane din Banat. Trebuie să spunem adevărul. La început, românii bănățeni, alături cu celelalte naționalități, au luptat cu foarte mult eroism. Acesta este adevărul. Era acest, într-o societate civilizată cum era Banatul, era sentimentul datoriei. Foarte mulți au fost răniți, foarte mulți au căzut prizonieri și trebuie să adăugăm și un lucru, că mulți au refuzat. Adică au fost și cazuri când s-au automutilat. Și aici, la Tribunalul Militar din Timișoara, s-au judecat foarte multe procese și care, fiind stare excepțională, s-a pronunțat pedeapsa capitală. Trecuseră 2 ani de la începutul războiului, perioada în care România rămâne neutră, duce o politică de tatonare și analizează ofertele celor două blocuri militare. Sunt 2 ani în care problema Banatului este dezbătută în nenumărate rânduri în întâlnirile diplomatice.
regatul României, în momentul în care a intrat, a spus da, intrăm în 1916 în război, a negociat foarte strâns. Iar Banatul a fost unul dintre punctele fierbinți ale acelor negocieri. Cel care a fost omul numărul unu în aceste negocieri a fost primul ministru Brătianu, deci Ionel Brătianu. El primise consimțământul regelui Ferdinand, care urmase după moartea regelui Carol I, să negocieze și el, într-adevăr, a negociat la sânge. Acum mi-a spus întrebare legată de Banat. Ce s-a întâmplat? În momentul când au început tratativele cu Rusia, ambasadorul nostru de la Petrograd, Constantin Diamandi, s-a dus cu harta și a pus-o în mână lui Serghei Sazonov, care era ministru de externe al Imperiului Țarist. Și a spus clar, ca să intrăm în luptă, acestea sunt teritoriile românești pe care noi urmărim să le atășăm pentru că ne-au fost răpite. După ce le-a văzut harta cu atenție, ministrul de externe rus a spus da, dar avem o problemă cu Banatul. Pentru că rușii, fiind în relații foarte bune cu sârbii, au spus acolo trăiesc și sârbi și trebuie să mai vedem. Brăteanu a dat un răspuns reprezentantului nostru, spuneți foarte clar, pentru că noi nu intrăm în luptă până nu întregul Banat va reveni României. Noi dorim o graniță naturală între noi și am avut relații excelente cu statul sârb, dorim în continuare aceleași relații, iar noi nu vom intra în război până nu avem acordul întregului spațiu bănățean. Ei, în cele din urme, desigur că au avut aceste tratative duse la București de către reprezentanții Franței, Rusiei și Angliei și Italiei, pentru că am spus că și Italia deja intrase în 1915 alături de Antantă. Și în cele din urmă, cu 10 zile înainte de a intra în război, s-a semnat acest act politic, deci un tratat politic, și era dublat de o convenție militară în care, mă rog, se stabileau colaborarea militară după intrarea României în război. Așadar, odată ce negocierile cu privire la teritoriile locuite de români sunt încheiate, România declară război puterilor centrale, iar armata română trece la atac, forțând porțile de intrare în Transilvania. Foarte multe divizii germane s-au retras de pe frontul de vest, luptând împotriva armatei române, a scăzut presiunea și armata franceză a avut timp să respire. Trebuie să avem în vedere apoi faptul că va intra în război Statele Unite. Iar armata americană a fost cea care până la urmă a înclinat balanța victoriei în favoarea Antantei. Deci Antanta avea nevoie de timp ca și de aer. Iar acest lucru a fost posibil și datorită intrării României în război. Dacă inițial armata română se bucură de o serie de victorii în Transilvania, ofensiva germană nu se lasă așteptată, astfel că la finalul lui 1916 Bucureștiul se găsea sub ocupația puterilor centrale. Această stare, de fapt, este remediată după ce armata română primește un ajutor substanțial din partea francezilor. Venirea generalului Henri Berthelot în România este sinonimă cu reorganizarea și modernizarea armatei române. Suntem în vara lui 1917.
În favoarea României a venit o misiune militară franceză. A început armata română să fie dotată cu armament francez. Trecuse deja iarna, care a fost groaznică, iarna lui 1916-17, și au început, am vorbit mai înainte, de unități militare formate pe teritoriul Rusiei din foștii prizonieri din armata austro-ungară. Deci au început în cursul lunii iunie, mai precis în ziua de 7 iunie, la Iași a sosit primii voluntari, 1200 de ardeleni, bănățeni, crișeni, maramureșeni. Venirea ardelenilor crease, deși numărul lor nu era prea mare, dar a avut un impact extraordinar, pentru că în momentul când au sosit la Iași, o mare parte a populației i-au întâmpinat, s-a dus în centrul Iașului, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza. A fost acolo o horă, au luat cuvântul toți reprezentanții guvernului român, reprezentanții voluntarilor. Și documentele vorbesc despre faptul că armata română era acum hotărâtă să nu cedeze. Iar regele Ferdinand cu regina Maria a participat direct pe front și mereu a încurajat soldații români, promițindu-le pământ. Eroismul armatei române în luptele de la Mărășești, Oituz și Mărăști ridică moralul soldaților români. Însă izbucnirea Revoluției în Imperiul Țarist modifică planurile comandanților militari, ce se văd nevoiți să schimbe strategia. Lucrurile au luat o altă întorsătură, armata rusă a intrat în disoluție, deci noi nu ne-am mai putut baza pe aliatul rus care luptase alături de noi la porțile Moldovei și s-a ajuns la armistițiu și după aceea la pace, care, după cum știm, se va încheia în primăvara anului 1918 și a fost o pace foarte dureroasă pentru România acelei vremi. Vulnerabilă și forțată să semneze o pace separată cu puterile centrale, România se afla într-o situație dificilă. Iar la începutul anului 1918 nu se mai putea vorbi despre Banat ca parte a unei Românii mari. Ce se întâmpla în Banat? În anul 1918, comandamentul german și-a dat seama, am vorbit mai înainte despre venirea americanilor în sprijinul Antantei. Și comandamentul german și-a dat seama că va trebui să forțeze lucrurile, pentru că timpul lucra în favoarea adversarilor. Și, într-adevăr, în vara 1918, armata germană forțează frontul de vest, armata austro-ungară atacă foarte puternic pe râul Piave, dar cele două ofensive se termină cu un dezastru total. Și treptat, toată orice om politic, orice analist își dădea seama că războiul nu mai poate fi câștigat de puterile centrale. Foarte mulți soldați din armata austro-ungară n-au mai luptat, deci au refuzat ordinele de luptă și în această situație disperată, comandamentul armatei austro-ungare a fost nevoită să semneze în Vila Giusti, de lângă Padova, armistițiul. Acest lucru se întâmpla în 3 noiembrie 1918. Deci armata austro-ungară intrase în disoluție totală. Armata germană, după cum știm, va mai lupta până la 11 noiembrie, când
se va încheia armistițiul și cu aceasta, practic, primul război mondial s-a sfârșit. Această conflagrație, practic, a însemnat și sfârșitul marilor puteri care existau. Cascada tronurilor. Iar asta pentru România ce a însemnat și pentru Banat și pentru toate teritoriile în care se vorbea limba română? Deci un impact deosebit asupra acestui spațiu a avut președintele american Woodrow Wilson. El încă în ianuarie 1918 a susținut în Senatul american, pentru că America, am spus, va fi cea care va înclina balanța victoriei și va duce la sfârșitul conflagrației. Deci el a pus problema să se încheie o pace și a pus problema autodeterminării pentru toate naționalitățile din Imperiu. Deci, practic, s-a semnat actul de deces pentru monarhia austro-ungară. Acum, realitatea este că lucrurile au evoluat așa de rapid, în orice caz nu se mai puteau, vechile imperii nu se mai puteau menține. Reintrarea României în război către finalul primei conflagrații mondiale îi conferă acesteia dreptul de a se așeza la masa negocierilor, iar proclamarea Marii Uniri de la Alba Iulia aduce multă bucurie în rândul românilor. Cu toate acestea, la finalul primului război mondial, situația Banatului nu este încă pe deplin clarificată. André Tardieu, cel care se ocupa de problematica aceasta a împărțirii teritoriilor, spune că în Banat era o situație foarte complicată, pentru că România deja am văzut optase pentru întregul spațiu, Serbia avea și ea pretenții asupra Banatului, maghiarii bănățeni doreau menținerea vechilor stări de lucruri. Aici am avut și proclamarea unei republici, despre care desigur că o să revenim și o să discutăm pe larg ce s-a întâmplat la sfârșitul lunii octombrie. Și era o situație destul de complicată.